Bună seara și bine v-am regăsit. Discutăm astăzi cu domnul Nicu Popescu, ministru de externe, viceprim-ministru. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Trebuie să precizăm că emisiunea este una înregistrată. Dumneavoastră sunteți între avioane permanent. Noi deja din aprilie tot încercăm să obținem acest interviu și slavă Domnului s-a întâmplat. În primul rând vreau să vă întreb, veniți din Franța. Înțeleg că poimâine este așteptat la Chișinău președintele francez. Puteți să ne spuneți mai multe despre această vizită? Înțeleg că mai întâi se duce la București, după care vine aici și apoi la Kiev. Și de ce vine aici? Ce semnal vrea să ne dea? Dacă asta are vreo legătură cu răspunsul pe care îl așteptăm la cererea noastră? Sigur, este un semnal foarte puternic de sprijin pentru Republica Moldova. La modul practic, în relațiile noastre cu Franța trecem printr-o perioadă absolut istorică. Doar să vă dau două cifre. Deci în 29 de ani de independență, președinții Republicii Moldova și președintele Franței s-au văzut timp doar de două ori, 97 și 98, până anul trecut. Deci în 29 de ani au avut loc două întrevederi la cel mai înalt nivel. Și asta este a doua oară când președintele francez vizitează Republica exact, Moldova. Exact. Ori în ultimele un an și jumătate, de la venirea la președinție a doamnei Maia Sandu, această reuniune de la Chișinău a președinților va fi a patra întrevedere. Deci într-un an și jumătate vor avea loc patru întrevederi comparativ cu două în 29 de ani precedenți. Dar de ce această deschidere? Deci ce s-a întâmplat? Sunt mai multe confluențe, mai mulți factori ne-au permis această deschidere să dezvoltăm această relație foarte bună cu Franța. Evident este mandatul puternic oferit pentru reformarea Republicii Moldova doamnei președinte Maia Sandu. Și o deschidere și o apreciere foarte mare din partea Franței față de dinamica de reforme, față de proiectul nostru de țară, de modernizare a țării, de apropiere de Uniunea Europeană. O relație personală excelentă între președinții Macron și doamna președinte Maia Sandu. Deci toate aceste lucruri și inclusiv acest context prin care în următoarele luni, în următoarele zile, săptămâni, dar și luni sperăm să facem niște pași istorici în direcția Uniunii Europene. Franța deține în acest moment președinția Uniunii Europene, deci toți acești factori au dus la acest schimb de contacte fără precedent între țările noastre. Și cum arată vizita, ce va face Macron? Deci deocamdată detaliile se discută, se ajustează, deci la această etapă nu vă pot comunica foarte multe detalii. Evident va fi și o ieșire la presă și în acest sens deja detaliile discuțiilor vor fi comunicate în această ieșire la presă. Așa, vorbeați despre așteptăm niște lucruri istorice să se întâmple în raport cu Republica Moldova. Ne amintim cu toții, am depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană, s-a întâmplat în luna martie, în acest an. În această săptămână, Comisia Europeană trebuie să vină cu o opinie. La ce răspuns vă așteptați? Bineînțeles, după ce a văzut chestionarul pe care l-a completat Republica Moldova. Deci, chiar astăzi, în Colegiul Comisarilor Europeni, s-a discutat fără a se face publice concluziile, recomandările Comisiei Europene pentru ca reacție la întrebările pe care le-am, la răspunsul la întrebările pe care le-am completat noi la acest chestionar. Deci, deocamdată, la modul practic, nu știm exact care vor fi formulările sugerate, ceea ce este foarte clar, este că Republica Moldova, iată, în aceste ore și zile, va întreprinde câțiva pași foarte importanți, pentru că noi ne așteptăm la semnale foarte pozitive din partea Uniunii Europene. Etapele sunt următoarele. Pe 17 iunie, Comisia Europeană va face publice recomandările și viziunea sa a modului cum urmează să evolueze relațiile cu Republica Moldova în lumina depunerii cererii de aderare. Statele membre ai Uniunii Europene vor discuta timp de câteva zile aceste recomandări ai Comisiei Europene și pe 24 vor veni cu o recomandare pe ansamblu a întregii Uniuni Europene. Noi sperăm, evident, să obținem o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană, deci o recunoaștere și o promisiune oferită Republicii Moldova că noi vom adera la Uniunea Europeană și sperăm să ne poziționăm foarte bine ca să devenim stat candidat la aderare, astfel încât la o etapă ulterioară să putem începe negocierile de aderare. Când am primit acest statut de
stat candidat? Deci, există mai multe formule pe care Comisia Europeană le discută și noi, apropo, toată săptămâna trecută și în săptămânile precedente am discutat în detalii, încercând să aflăm care sunt aceste recomandări. Eu, joi, am discutat și cu șeful de cabinet a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Săptămâna trecută am fost la Bruxelles. Inclusiv pe interior, ei încercau să ajusteze exact textul și recomandările. Ceea ce este absolut clar și trebuie să fim foarte sinceri și deschiși, este că Republica Moldova mai are de lucru înaintea începerii negocierilor de aderare și acum așteptăm să vedem care sunt acele lacune identificate în urma analizei răspunsurilor la chestionare pe care trebuie să ne concentrăm. Deci, la modul practic, noi așteptăm de la Comisia Europeană un set de condiții care reies din lacunele identificate din, mă rog, dezvoltarea statului nostru. Noi toți știm care sunt aceste lacune, dar la modul practic Comisia Europeană trebuie să ne propună domenii prioritare de reformă pe care urmează să le implementăm. Și deja în baza acestor reforme suplimentare... Dar care ar fi aceste lacune? Dumneavoastră știți bine că și pe justiție, la capitolul justiției, anticorupție, exact. Deci asta putem... Aici sunt acele, da, acele probleme. Plus mai pot fi și anumite domenii care nu neapărat sunt problematice, dar nu s-au adoptat anumite reglementări legale, de exemplu. Da? Deci, într-adevăr, sunt aceste lacune structurale legate de corupție, justiție, mediul de afaceri, capacitatea noastră de a face față competiției de pe piața unică a Uniunii Europene, dar pot fi și anumite domenii legislative în care noi nu ne-am ajustat suficient de repede cadrul legislativ și atât urmează să vedem această listă la modul practic. Ok, dar negocierile de aderare încep după ce primim statut de candidat. Întrebarea este încă o dată, noi vom primi acest statut? La ce vă așteptați dumneavoastră? Care sunt, eu știu, ce vă spune, eu știu, intuiția? Deci, eu cred că noi suntem în pragul obținerii unei liste care este posibil să o implementăm relativ rapid, care ne va permite să devenim stat candidat. Acum, la modul practic, știți, pentru următoarele săptămâni, deci noi în 24 este exclusă, obținem acest statut. Nu, în primul rând nimeni nu știe, nici măcar liderii Uniunii Europene, pentru că ei se vor reuni, vor discuta care sunt opțiunile, vor discuta opțiunile pentru Ucraina, pentru Republica Moldova. Există mai multe nuanțe legate și de procesul de Georgia, dar și de Balcani, pentru că lipsa progresului în Balcani ne constringe inclusiv și viteza de acțiune a Uniunii Europene față de noi. Deci sunt mai multe subiecte, statele membre trebuie să se reunească, ceea ce este absolut clar, este că în următoarele săptămâni Republica Moldova va face 2-3 pași enormi în direcția aderării la Uniunea Europeană. Acum deja aceste candidat cu 5 condiții, candidat cu 10 condiții, știți, e diferența între 2,6 și 2,7 pași majori în direcția Uniunii Europeană. Adică noi este candidat vom fi și acum. Întreb a treia oară. Dar eu pot să vă spun a treia oară că această decizie o iau liderii statelor membre ai Uniunii Europene. Asta e adevărat. Deci, când cu unanimitate de voturi, sunt 27 de voturi. Dacă unul spune nu, înseamnă că nu obținem acest statut. Când dar noi dumneavoastră vom fi stat deja... membru al Uniunii Europene, eu neapărat, dacă voi fi în această poziție, vă voi spune care este poziția noastră pe extinderele ulterioare ai Uniunii Europene. Dar la această etapă, ceea ce putem face noi la modul practic este să convingem pe toată lumea. Noi în ultimele săptămâni avem o grilă, un calendar, dacă doriți, prin care doamna președinte, doamna prim-ministru, eu lucrăm împreună cu colegii, omologii noștri din toate statele membre ai Uniunii Europene, în care apelăm, sunăm, trimitem mesaje, scriem scrisori, ne intersectăm. Ați văzut că au fost vizite importante și la Chișinău și din... Exact, de asta întreb. Înseamnă deci că se lucrează pe toate palierele, întrevederi și cu cancelarul Germaniei și cu președintele Franței și discuții și cu președinta Comisiei Europene. La nivelul meu, din nou, am acoperit
în ultimele săptămâni majoritatea ministrilor de externe ai Uniunii Europene. Deci lucrăm absolut pe toate palierele. Și din ceea ce ați simțit și ceea ce vi s-a spus și ce... asta era întrebarea, deci care este... Sentimentul este foarte pozitiv și anume acela că în următoarele 2-3 săptămâni noi vom face niște pași în direcția aderării la Uniunea Europeană pe care ni dorim de 10 de ani, da, și care nu ne erau oferiți. Da. Și acum, ca să le spunem celor de acasă, pentru că după ce am depus aceste răspunsuri la chestionar, Comisia elaborează o opinie, a spus că astăzi deja s-a întâmplat, în curând vom ști care este răspunsul, da? Și următorul pas este ca toate cele 27 de state membre să ofere acest statut de candidat unanim. Înțeleg că pasul concret acesta este deja spre aderare. Da. Deci pasul concret este perspectiva de aderare la care ne așteptăm, plus această prepoziționare pentru statutul de candidat cu implementarea unor anumite reforme suplimentare. Deci aceștia sunt cei doi pași mari în direcția integrării în Uniunea Europeană. Pentru că ulterior deja se deschid negocierile de aderare la Uniunea Europeană și avem în față încă 4 pași, 5 pași mai exact, mari, pe care trebuie să-i facem. Sigur că aș vrea să vă întreb cam cât ar putea dura asta, judecând după experiența altor state, este vorba de un timp destul de îndelungat. Nu aderăm chiar mâine. Deci nu aderăm mâine, avem foarte mult de lucru, dumneavoastră știți, trebuie să îmbunătățim și sistemul de justiție, și lupta cu corupția, și infrastructura, și educația. Deci transformarea unei țări pentru a o pregăti de aderare la Uniunea Europeană durează. Acest lucru, acest proces poate ușor să dureze 10 ani, chiar mai mult, 12 ani. Depinde totul de voința cetățenilor Republicii Moldova și a clasei politice să implementeze aceste reforme, să ofere sprijin pentru implementarea acestor reforme și să reușim să aderăm la Uniunea Europeană. Dar eu sunt foarte optimist pentru că cetățenii noștri întotdeauna au ales până la urmă calea integrării europene. Ei înțeleg foarte clar că viitorul Republicii Moldova, prosperitatea Republicii Moldova, democrația noastră, securitatea noastră poate fi asigurată în și alături de statele membre ai Uniunii Europene. Asta dacă nu se întâmplă schimbări de forțe, nu, la Chișinău, adică atâta vreme cât opțiunea de aderare rămâne în picioare. Da, dar aici din nou eu am spus că eu am încredere în faptul că cetățenii Republicii Moldova știu foarte bine cum și unde vor să vadă țara noastră. Așa, știm că există niște nemulțumiri în Balcanii de Vest, pentru că acolo unele state așteaptă de mai mulți ani și întrebarea era unde ne aflăm noi în raport cu ele sau există niște domenii în care suntem noi mai avansați decât statele din Balcanii. Deci unul din mesajele pe care le-am transmis și le transmitem foarte sistematic în Uniunea Europeană este că o comparație între Republica Moldova și statele Balcanilor de Vest demonstrează foarte simplu că Republica Moldova nu este mai departe de standardele europene decât unele state din Balcani. La capitolul gradul de consolidare a democrației, funcționalitatea societății civile, libertatea presiei. Știți că în acest an am sărit de pe poziția 89 pe poziția 40 în indexul de libertatea presiei a Reporterilor Fără Frontiere. Deci, gradul nostru de aliniere la valorile europene nu este mai redus decât în unele state din Balcani. Și solicitarea noastră către statele membre ai Uniunii Europene și instituțiile europene era întotdeauna să ne dea aceeași șansă să fim acceptați în acest rând alături de statele din Balcani, în care noi ar urma să demonstrăm cât de avansați suntem comparativ cu alte state din Balcani. Considerați că Ucraina trebuie să beneficieze de un tratament preferențial, având în vedere situația de acolo? Deci, au existat așa semnale inițial în luna martie de la Kiev, dar acum mesajul formal al colegilor și prietenilor noștri de la Kiev este că Ucraina nu solicită un anumit tratament preferențial. Adică a fost doar o declarație așa făcută la fierbințeala ministrului de externe care spune că Moldova folosește locomotiva ucraineană ca să ajungă în Uniunea Europeană. Au fost astfel de declarații în martie, dar acum poziția Ucrainei este de fapt destul de similară cu poziția noastră.
noastră, Ucraina peste tot spune că au societate civilă consolidată, democrație funcțională, alegeri libere, aspirații europene și mesajul formulat de către colegii noștri din Ucraina este foarte similar. Dar ce se întâmplă cu Georgia? De ce totuși a fost scoasă cumva din cărți? Deocamdată nu știm exact care va fi recomandarea Comisiei Europene pentru Georgia, de ce la această etapă eu nu pot să formulez o poziționare clară. Cât privește chestionarul nostru, eu țin minte cum am discutat despre el, câte zeci de kilograme de hârtie erau acolo, totuși s-a completat într-un timp relativ scurt. Cum a decurs această, completare a chestionarului și cine anume a participat? În mare parte, deci s-a depus un efort enorm, în special acest lucru a avut loc s-a întâmplat în perioada sărbătorilor, deci zeci de oameni au renunțat practic și la Paști, și la Paștele Blajinilor, și la sărbătorile și zilele libere din luna mai pentru a lucra asupra chestionarului și țin neapărat să le mulțumesc pentru acest efort enorm. Inclusiv voluntari au fost, da? Voluntarii da, deci cine sunt? Au fost, evident, angajații din ministerie responsabili de domeniile respective, ori o bună parte din informația solicitată din aceste chestionare, nu este neapărat ușor accesibilă în spațiu liber și există foarte multe domenii tehnice pe care, la modul practic, o pot face doar oficialii din ministerie și agențiile responsabile. Da? După aceea s-a lucrat împreună inclusiv cu reprezentanții societății civile de la noi, cu colegi din diaspora, pentru ajustarea textului, formularea, cizelarea, astfel încât acest document să fie cât mai ușor accesibil, cât mai coerent, să nu existe repetiții de la un capitol la altul, pentru că și astfel de lucruri. Deci s-a mers așa pe o periere foarte structurată a textului. Și vreau să spun că lucrul făcut și realizat de colegii noștri, atât din societatea civilă diaspora, cât și din structurile de stat, a fost un lucru fenomenal. Viteza noastră de răspuns, de scriere și elaborare a răspunsurilor a fost practic similară cu viteza Ucrainei și a Georgiei. Exact, am văzut. Ori în Ucraina, numărul de persoane care s-au implicat a fost de câteva ori mai mare. Da, ca să întreb, cine sunt cei mai vocali avocații noștri pe procesul de aderare? Cine insistă foarte mult? Ați vorbit despre Franța, știm care este poziția. Chiar a existat și această inițiativă a lui Macron, despre care chiar aș vrea să vorbim un pic. Dar cine sunt cei mai vocali avocații? Deci știți bine că întotdeauna cel mai sistematic, cel mai vocal, cel mai prezent e România. Susținător al Republicii Moldova, inclusiv în tot ce ține de aspirațiile noastre europene, dar nu numai, este România. Deci aici este absolut clar că împreună cu Guvernul României, inclusiv cu rețeaua de ambasade ai României, am lucrat foarte mult, peste tot. Puteți să vedeți chiar și în comunicatele mele oficiale. Eu foarte des mă întâlnesc cu ambasadorii României în capitalele în care vin. Noi coordonăm pozițiile, deci lucrăm foarte bine, efectiv ca o echipă pe foarte multe paliere. Dar avem o rețea de prietenii și susținători foarte, foarte puternică în Uniunea Europeană, atât în Europa Centrală, știți bine, și statele Baltice, Polonia, cât și în statele vestice ai Uniunii Europene. A fost prim-ministru Spaniei la Chișinău, de relația cu Franța am vorbit și aici sprijinul francez este fenomenal. Dacă doriți, tot săptămâna trecută, în cadrul vizitei mele la Paris, am primit o declarație deschisă din partea Senatului francez, în care se spune foarte clar că Senatul Republicii Franceze sprijină cererea de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Ori pentru toți cei care au urmărit politica nu doar franceză, dar occidentală, vă dați bine seama că nu este un lucru ușor să obții un sprijin atât de deschis pentru aspirațiile noastre. Dar Germania? Germania este întotdeauna a fost foarte activă și prezentă. Din nou, sunt mult prea multe procese ca să povestim, dar iată grupul de state cheie care sprijină Moldova, inclusiv prin acest platformă de sprijină de Moldova, a fost inițiată de România, Franța și Germania. Și în acest sens avem o coaliție foarte largă care sprijină Republica Moldova. Da. Propun să mergem... Vorbeam despre inițiativa președintelui francez.
Ce conține această inițiativă, că a fost foarte discutată? Spuneați într-un interviu că urmează să vedeți despre ce este vorba, iată, v-ați întors din Franța, da. Despre ce e vorba? Deci, în aceste zile, echipa Serviciului Diplomatic al Republicii Franceze încă mai lucrează asupra unui document prin care ei ar... Bun, un document neoficial, așa numitele non-paper-uri, prin care va detalia un pic ideile care stau la baza acestei inițiative. Această inițiativă se pliază și corespunde în mare măsură, sau a fost reluată ulterior și de inițiativa președintelui Consiliului European Charles Michel privind comunitatea geopolitică europeană, în care statele Uniunii Europene vor să găsească noi modalități de conectare a unor state, precum Republica Moldova, la procesele de integrare europeană, suplimentar, deci nu în locul, dar pentru a accelera tentativele noastre de aderare la Uniunea Europeană. Deci poziția Republicii Franceze... Nu este ca o anticameră în care aștepți mai mult timp? Sau... Este mai degrabă un propulsor, dacă mă întrebați pe mine. Deci, și atunci președintele România Macron, de ce nu sprijină? Președintele Macron a spus foarte clar, această inițiativă a sa nu vine să... nu este o alternativă procesului de aderare, ci este o inițiativă complementară care vine să sprijine procesul de aderare. Deci este poziția oficial formulată a Franței. Noi reieșim din exact aceeași premiză. Pentru noi, calea de aderare standard, tradițională la Uniunea Europeană este singura cale acceptabilă. Orice altă inițiativă suplimentară este binevenită pentru noi. Dacă îmi permiteți să vă dau un exemplu. Noi ne dorim anumite beneficii concrete din procesul de aderare la UE. Iată, discutăm de acest eliminarea roamingului de mulți ani. Da? Tehnic, prin procesul standard de aderare la UE, noi ar trebui să liberalizăm roaming-ul cu Uniunea Europeană doar în momentul aderării. Acum noi vrem să accelerăm anumite procese, da, de conectare la Uniunea Europeană. Tot în cadrul inițiativei Macron se discută la modul general, dar rămâne să vedem detalii, ideea de a invita miniștrii din state ca Republica Moldova la Consiliul de Miniștri ai ministrilor agriculturii, infrastructurii, energie din Uniunea Europeană înaintea momentului de aderare. Prin aceste... Da, statutul lor ar fi care? Să participe... Deci, observator fără drept observator, de vot. Obții da. Dreptul de vot după momentul semnarea acordului de aderare și aderarea... După ce devii membru, da. Dar acest lucru ne permite să accelerăm foarte multe procese, să accesăm potențial finanțării noi, să influențăm poziția Uniunii Europene, să știm care sunt deciziile care ne afectează din timp. Da. Acum spuneți-mi, vă rog frumos, ce facem cu statutul nostru de membru al CSI? Odată ce dincolo avansăm și din ceea ce ne spuneți lucrurile se întâmplă pozitiv, se mișcă înainte, ce facem cu acest statut? Când și cum vedeți ieșirea din CSI a Republicii Moldova? Știți bine că prioritatea absolută pentru țara noastră, pentru societatea noastră, este integrarea europeană, integrarea în Uniunea Europeană. Cât despre CSI, dumneavoastră ați auzit declarațiile și a doamnei președinte, și a domnului speaker al Parlamentului Igor Grosu, prin care s-a spus că urmează să facem o analiză a celor acte legislative sau acorduri din care facem parte din CSI, în ce măsură ele convin intereselor Republicii Moldova, să se facă o analiză amplă a participării Republicii Moldova la această organizație, care, evident, trebuie să recunoaștem, este foarte afectată de situația regională, de această agresiune a Federației Rusiei contra Ucraina. Dar noi nu putem fi membri CSI și în același timp să avem și statut de stat candidat la Uniunea Europeană, nu? Deci, incompatibilități de ordin legal, eu personal, la această etapă, nu am văzut, dar, după cum spunea și doamna președinte și domnul președinte al Parlamentului, urmează să facem o analiză sistematică legală a beneficiilor, a costurilor, a cadrului juridic. Și dacă pe 24 se spune, da. Iată, această analiză deja are loc și ea, cu siguranță, va duce la careva concluzie. Dar, din nou, trebuie să recunoaștem că de foarte mulți ani Republica Moldova, în cadrul CSI, nu participă la inițiative de ordin politic, de securitate, militar, și noi avem obligația de a implementa acquis-ul comunitar de foarte mulți ani cu acordul de asociere. Deci,
o bună parte sau probabil chiar majoritatea acordurilor semnate în CSI de mult timp au trecut prin acest filtru al compatibilității cu aspirațiile noastre europene. Da. Care este relația noastră cu Kievul? Am vorbit un pic mai sus. De cât de des discutați cu ministrul Kuleba? Cu ministrul Kuleba eu discut destul de des. Chiar astăzi am avut un schimb de mesaje astăzi dimineața. Ne-am văzut acum aproximativ o lună în Germania, la reuniunea ministrilor de externe a G7. Noi am discutat și am avut un schimb de păreri pe inițiativa Macron înainte ca Republica Moldova și Ucraina să-și anunțe poziția față de aceste inițiative. Deci noi, la modul practic, cu Dumitru Kuleba avem un schimb destul de regulat, sau în persoană, sau la telefon, sau prin schimb de mesaj. Dar cu rușii, cu Lavrov? Deci cu domnul Lavrov, ultima dată când am discutat, a fost în cadrul vizitei mele de la Moscova. Asta era noiembrie anul trecut. Da, în mijlocul lunii noiembrie anul trecut. Da. De atunci nu ați discutat. Și cum se face comunicarea cu Rusia? Sau nu există în general? Comunicarea se face prin ambasade, deci ambasadorul Federației Ruse la Chișinău are schimburi de păreri regulate cu secretarul de stat din cadrul Ministerului de Externe și ambasadorul nostru de la Moscova discută regulat cu reprezentanții Ministerului Federației Ruse. Adică ați solicitat să discutați și nu s-a reușit sau n-ați solicitat, n-ați avut? Nu am solicitat, dar mă rog, acest ritm de discuții, el era impus de, mă rog, agentele noastre de politică externă. Și în același timp, știți, inclusiv la nivelul ministrilor de externe, acest lucru este valabil și pentru relațiile noastre cu mulți colegi în Uniunea Europeană. Cu mulți din ei am făcut schimb de telefoane mobile, ne scriem destul de des. Cu alții nu, și deci da, există anumiți omologi ai mei cu care am un contact mai direct, cu alții nu, și acest lucru este valabil pentru relațiile noastre și în est și în vest. Dar Rusia este partenerul strategic al Republicii Moldova, nu s-a schimbat nimic conform pe asta, pe documente, pe acorduri. Conform acordului 2002, din 2001, există această aspirație, dar eu inclusiv public am spus că în acel acord mai sunt lucruri care trebuie urmează a fi implementate, în special în tot ce ține de reglementarea pașnică a conflictului transnistrian și retragerea trupelor ruse staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Da, deci, mai ales că problema transnistriană... Acordurile nu întotdeauna sunt o descriere a situației, foarte des ele trasează anumite obiective. Da. Problema transnistriană fiind și o piedică în calea integrării europene. Este evident, până nu rezolvăm conflictul, nu putem fi țară membra a Uniunii Europene. Noi avem foarte mult de lucru, mulți ani de lucru pentru a pregăti țara noastră de momentul aderării la Uniunea Europeană și avem acest timp pentru a progresa în direcția reglementării pașnice. Rusia a avut vreun mesaj să comunice Chișinăului după depunerea cererii de aderare, după ceea ce se întâmplă în acest proces? Deci, are, după cum spuneam, la nivelul ambasadorului Federației Rusiei la Chișinău și ambasadorul nostru la Moscova, are loc un schimb de păreri cu o anumită regularitate în care se transmit mesaje. Și ce mesaj? Deci, pe cererea de aderare nu a fost, din câte țin eu minte, nu a fost... Acest subiect nu a fost discutat, nu a fost abordat. Eu nu cred că greșesc, dar eu nu mi-amintesc să fie înregistrat careva schimburi de păreri pe marginea acestui cererii noastre de depunere. Acum, ca să fim corecți, astfel de gesturi noi nu le filtrăm, nu le coordonăm cu state terțe, dar este normal ca noi în dialogul nostru, inclusiv cu statele din Balcani, cu Georgia, să informăm. Iată, noi am făcut așa ceva. Cu Statele Unite, din nou, îi informăm. Noi am făcut așa ceva. Și Statele Unite tot ne informează. Deci, în acești parametri poate și a existat un schimb de informații reciproce, dar nu... Dar despre intenția Republicii Moldova de a achiziționa arme din afară sau după declarațiile acestea care au fost făcute, a venit vreun mesaj din partea rușilor, oficial vorbesc? Dumneavoastră ați auzit, în primul rând, noi vorbim la această etapă despre faptul că Republica Moldova are nevoie de o armată funcțională,
Noi insistăm asupra faptului că un stat neutru nu presupune demilitarizare, nu presupune indiferență față de dreptul internațional, nu presupune autoizolare. Ce înseamnă aceste lucruri? Înseamnă că noi avem nevoie de o armată funcțională, puternică, în stare să apere cetățenii Republicii Moldova de orice risc la adresa securității statului nostru. Deci acestea sunt parametrii poziției noastre explicate public. Asta spunem, asta este dreptul și obligația noastră constituțională de a o face. Și deci asta nu vine în contradicție cu statutul de neutralitate, așa cum afirmă opoziția, Moscova și așa caz. Mai departe. Veți vedea că state neutre, precum care au fost neutre, dar vor și... să adere, au armate foarte puternice și foarte funcționale, foarte bine dotate. Este vorba și de Cipru, și de Finlanda, și de Suedia, și de Elveția, care au armate puternice, antrenamente regulate, echipament modern, armament modern și de asta are nevoie și Republica Moldova. Da, continuăm discuția după o scurtă pauză. Publicitate, rămâneți cu noi! Da, continuăm emisiunea. Oficialii europeni și americani au, de la ei de fapt am aflat despre faptul că Republica Moldova trebuie și vrea să-și fortifice armata. După aceea am văzut un interviu al dumneavoastră în presa străină. Am impresia că la Europa Liberă, dacă mi-amintesc eu exact, dar nu contează. Așa, nu contează neapărat pentru că am văzut după asta mai multe declarații pe care le-ați făcut și întrebarea era cu cine și ce discutăm în ceea ce privește fortificarea armatei? Deci, în primul rând, chiar deja dinaintea războiului, eu de 10 de ori am menționat că noi suntem obligați să ne pregătim pentru tot spectrul de scenarii. Evident, acest lucru include și pregătirea armatei. Deci, în acest sens, nu de la oficiali străini ați aflat acest lucru. Am aflat de la ministrul britanic de externe că se discută despre asta și că Moldova trebuie... Noi, eu de 10 de ori, în luna februarie, cel puțin, spunem că noi ne pregătim, toate instituțiile statului Republica ne Moldova, pregătim, da. Ne pregătim pentru toți. Și de refugiați, de riscul, bun, la acea etapă era vorba de riscuri. Evident, și armata se pregătește. Și ce după anume discutăm noi cu partenerii externi? Acum o să mergeți în absolut orice țară a lumii care își ia politicile de securitate și apărare în serios și veți vedea că o bună parte din aceste lucruri nu neapărat se discută în public. De aceea tot ce s-a declarat până acum, dumneavoastră știți, avem un parteneriat foarte bun și cu Uniunea Europeană prin această facilitare europeană a păcii, avem relații bilaterale cu mai multe state, dar la această etapă, după cum știți și de la colegii mei, pentru că, mă rog, apărarea propriu-zisă și politicile militare nu țin de responsabilitatea mea, vom veni cu detalii ulterioare pe modalitățile prin care guvernul, armata națională, comandantul suprem, doamna președinte, urmează să îmbunătățim și mai mult capacitatea noastră de securitate. Da, dar atunci când e vorba despre Uniunea Europeană și ajutorul anunțat chiar la Chișinău pentru armată, s-a venit imediat cu precizarea că este vorba despre arme non-letale. Non-letale, da. Păi deci, dar cu au fost arme două non-letale noi putem fortifica armata? Noi fortificăm armata prin toate metodele necesare de fortificare a armatei. În acest cadru a cooperării cu Uniunea Europeană este vorba de echipament non-letal. În alte cadre de cooperare deja colegii de la Ministerul Apărării vor comunica detalii în momentul în care vor avea ce să comunice sau vor considera util. Din nou, noi apărarea țării... Ce se are în vedere prin acest ajutor militar? Adică... Deci, este un pachet de asistență europeană anunțat pe 2 decembrie. Acest lucru eu l-am comunicat atunci, doar că, mă rog, lumea nu a... Și acum, în următoarele... Nu despre ajutorul din partea Uniunii Europene, ajutor acela militar, non-letal, dar vorbim despre... Letal. Deci, în septembrie, dumneavoastră știți, asta a fost în spațiu public, în septembrie, bunoare, Republica Moldova a primit echipament militar din Statele Unite în baza unor contracte semnate anterior.
Deci, dumneavoastră, știți, polarizarea asta letal-non-letal, Republica Moldova anul trecut a cumpărat anterior, dar livrarea a avut loc anul trecut, anumite echipamente. Deci lucrurile astea sunt în spațiu public. În decembrie s-a aprobat un pachet de asistență militară non-letală din partea Uniunii Europene față de Republica Moldova, anunțate public. În următoarele săptămâni va mai veni mai multe precizări legate de al doilea pachet de asistență militară europeană non-letală. Și noi o să vă fortificarea armatei nu înseamnă asistență non-letală. Fortificarea armatei înseamnă întreg spectru. Și personal, și lucruri non-letale. Nu ne putem apăra dar eu vă dau un exemplu. Nu te ajută nimic dacă tu ai niște tancuri, dacă ele nu pot comunica securizat între ele cu echipament de comunicare securizat. Sau ca să-ți evacuezi răniții de pe front, ai nevoie de ajutor non-letal. Deci vă rog să nu trivializăm acest ajutor non-letal, pentru că sau ca să treci un râu, armata să treacă un râu, are nevoie de niște poduri. Bun, Republica Moldova nu are foarte multe râuri, dar absolut nicio armată nu funcționează fără echipament non-letal. Deci ai nevoie ca și... Ca să înțeleasă corect, ideea era că pe lângă, exact, spuneți și, păi la cel non-letal este clar, dar la cel care este armament... Deci, eu nu fac lista necesităților și lacunilor de echipament între letal și non-letal și arbitrare în aceste lucruri. Mă gândeam că discutați, poate atunci când aveți întrevederi despre faptul că Republica Moldova are nevoie de anumite lucruri. Republica Moldova are nevoie de o armată puternică, funcțională și această armată a noastră are capacitatea să-și elaboreze, să-și identifice necesitățile pe care noi, ca Ministerul de Externe, le vom promova pentru a fortifica capacitatea noastră după de apărare. După declanșarea războiului, două dintre state au cerut să adere la NATO, două dintre state care până atunci știm cu toții care era situația pe plan intern. Pune în general Republica Moldova, eu știu, această problemă în perspectivă, pentru că este evident în situația în care ne aflăm, noi nu ne putem apăra. Deci este evident că absolut toți oamenii care se află cel puțin pe continentul european, dar nu numai, sunt amenințați de acest război, sunt amenințați de faptul că divergențele între state sunt tratate prin astfel de metode brutale, militare, complet inacceptabil și complet ignorarea dreptului internațional. Evident, acest lucru constituie o amenințare și pentru Republica Moldova. Mai mult, că dar suntem nu la frontieră. Și... Da, exact. Și anume, prin această prismă, avem această discuție privind necesitatea fortificării armatei noastre naționale. În același timp, dumneavoastră știți că din 94 avem o Constituție. Curtea Constituțională în 2017 a venit cu precizări foarte, foarte clare a cadrului constituțional, a ceea ce este permis sau nu este permis în cadrul acestei obligații constituționale a noastră privind neutralitatea. Există o discuție, dumneavoastră ați văzut în societate, merită să continuăm pe același făgaș, nu merită, merită revizuită Constituția sau nu merită, dar nu este o decizie care în orice țară democratică este luată de executiv. Acest tip de decizii se iau în Parlament cu consensul larg a cetățenilor, referendum, inițiativă de schimbare. Trebuie mai întâi informați despre ce înseamnă NATO, pentru că până acum a fost folosit ca o sperietoare. Puterile care erau anti-NATO, da, care s-au perindat la Chișinău, au avut grijă ca NATO să devină un pericol. Deci, da, știm foarte bine că în Republica Moldova avem această problemă cu dezinformarea, cu propaganda de foarte mulți ani, chiar de decenii. Exact. Ceea ce vă putem spune cu siguranță este că Republica Moldova nu a fost și nu este niciodată amenințată de NATO. NATO este un partener foarte credibil, foarte pozitiv, care întotdeauna ne-a ajutat să ne fortificăm independența. Întrebarea noastră, era dacă în perspectivă actuala conducere, da, actualele autorități, actualele forțe politice, care, forța politică aflată la guvernare, că e una singură, pune problema ca în perspectivă să mai schimbe și Constituția, care nu e o vacă sfântă. Adică deci e... eu nu am văzut careva inițiative legislative care ar merge în această direcție. Nu se discută acest deci lucru. Nu, eu am spus că eu nu am văzut careva inițiative care ar, de revizuire a Constituției. Am înțeles, nu se discută acest lucru, înseamnă că nu ați văzut. Nu, discuția are, deci dumneavoastră
vedeți, în spațiu public această discuție are loc. Chiar faptul că dumneavoastră m-ați întrebat acest lucru, sigur deja că... constituie da. Un element de discuție publică. Republica Moldova este o democrație, este corect să discutăm totul. Și CSI, și NATO, și relația cu Mozambicul. Este corect să avem discuții și această discuție are loc. Dar inițiativa legislativă, după cum spuneam, eu nu văd la această etapă. Da. Ați declarat anterior următoarele. Știu că mai avem puțin timp și știu că am multe întrebări aici, foi multe puse, dar nu pot să nu vă întreb. Ca și Ucraina, Moldova primește periodic de la Moscova mesaje că nu trebuie să se apropie de NATO. Chiar dacă este neutră prin Constituție. Încheiat citatul. Acum întrebarea este, nu ne este teamă de reacția Moscovei ca să discutăm despre NATO sau... Dar noi pur și discutăm simplu despre nu discutăm. NATO. Nu, în primul rând, noi discutăm despre NATO. Noi discutăm despre NATO. Despre posibilă, eu sunt întrebat cu regularitate de NATO, da. Dar ceea ce ghidează politica externă și acțiunile guvernului este mandatul democratic oferit de cetățenii Republicii Moldova pentru tot spectrul de relații, inclusiv în plan extern, inclusiv pe această chestiune a neutralității. Orice guvern trebuie să se ghideze de cadrul constituțional, cadrul legal și reacționează la solicitările publicului, nu la recomandările, temerile partenerilor sau altor state terțe. Deci obligația noastră primordială și primară este să implementăm mandatul democratic oferit de cetățenii noștri. Da. Și din asta reușim. Cred că războiul schimbă situația și lucrurile pot fi abordate ținând cont de noua realitate. Pentru că Suedia și Finlanda au depus această cerere și vorbesc despre aderare la NATO, da, tocmai din cauza războiului, pentru că se simt este amenințate. Adevărat. Este adevărat. De la începutul războiului, autoritățile spun că nu există un pericol iminent la adresa Republicii Moldova. Adevărat că și din exterior vin aceste mesaje. Deocamdată Republica Moldova nu este în pericol. Dar, în general, putem să fim liniștiți? Adică... Deci orice monedă are două fațete. Noi niciodată nu s-a spus că nu există pericol iminent. Se spune, în primul rând, ne pregătim pentru întreg spectrul de scenarii, inclusiv scenarii negative. Dar, la această etapă, nu există un pericol iminent și imediat. Eu nu știu ce se va întâmpla peste 6 luni sau 6 ani. Nu sunt prevăzător, nici clarvăzător. La această etapă, analiza noastră, partajată, discutată, regulat, odată la câteva zile cu partenerii noștri din vest, atât din Uniunea Europeană, cât și din America de Nord, este că la această etapă noi nu vedem careva riscuri imediate la adresa securității Republicii Moldova. Riscuri, în general, există pentru toți, pentru întreg continentul, întreg spectrul de riscuri se discută, ele există și pentru Republica Moldova, dar la această etapă, astăzi, noi nu vedem riscuri iminente de deteriorare a situației în Republica Moldova atunci când ne vorbim la dimensiunea militară. Da, am înțeles, dar următoarea întrebare firească este, în cazul în care, Doamne ferește, da, se întâmplă, de la cine cerem ajutor? Cine ne ajută? Președintele Parlamentului spune aici că se discută cu România, se discută cu Ucraina, discuții de acest fel au loc. Au loc astfel de discuții și dumneavoastră aveți astfel de discuții? Domnul președinte Parlamentului a spus, evident, noi suntem o țară mică și în o bună parte a riscurilor cărora trebuie să le facem față, noi mizăm pe ajutor extern. Și în gestionarea crizei refugiaților, și în gestionarea economiei noastre, și a securității energetice, noi nu avem un spectru suficient de capacități interne în țara noastră ca să ne asigurăm. Și deci, pe absolut toate amenințările de ordin extern pe care Republica Moldova, dar aici nu este vorba doar de militar, și economic, și stabilitate socială. Nu doar, dar este vorba socială. Inclusiv, da? Da, atunci... Pentru că atunci vorbim despre România, corect, un stat NATO, da, și cu toții ne întrebăm ce ar vorbim... face România dacă se întâmplă ca Moldova să fie atacată. Statele NATO au anumite obligații discutate între ele. Noi, ca țară care nu este membru NATO, pentru că din 94 a fost adoptată această Constituție, care a determinat, noi nu putem spune, noi nu putem prezice, noi nu putem
impune la urma urmei un anumit mod de comportament unor state, dreptul de a juca sau aș atribui un rol într-o criză de securitate este dreptul suveran a fiecărei țări în parte. Apropo, Ucraina, nici în NATO, asistența militară nu este automat. Lunea trecută, domnul Podoleac spunea aici la emisiunea noastră că Ucraina discută cu Republica Moldova astfel de scenarii și în cazul în care este nevoie, Ucraina ajută Republica Moldova și așa mai departe. Înțeleg că astfel de discuții se poartă. Deci, absolut în orice țară vecină și nu doar vecină, forțele armate întotdeauna au canaluri de dialog pentru discutarea unor scenarii, pentru discutarea unor riscuri. Există un schimb de informații. De ceea ce a spus Ucraina, s-au făcut diferite declarații. Unele, apropo, inclusiv din partea colegilor noștri ucraineni, unii reprezentanți au spus anumite lucruri ai puterii de la Kiev, alții au spus lucruri relativ opuse, deci eu nu știu exact la ce se referea. Dacă Republica Moldova va cere, atunci Ucraina poate exact să intervină. Asta a fost până la deci urmă. Deci eu nu știu exact la ce se referea domnul Podoleac, dar este absolut normal că militarii noștri au dialog deschis cu majoritatea militarilor din statele europene, inclusiv cu vecinii noștri din Ucraina. Da. Despre securitatea energetică știm că avem mari probleme la acest capitol, dar mai știm că, eu știu, decizia statelor Uniunii Europene privind achiziționarea comună a gazelor naturale este o realizare și pentru Moldova, pentru că suntem și noi parte. Altceva este că noi nu știu în ce măsură ne ajută atâta vreme cât nu avem bani și prețurile sunt destul de mari. Problema securității energetice este una foarte mare. Vom avea nevoie să întreprindem 10 de pași pentru a o minimiza și odată, iată, în ultimele câteva luni, odată la 3-4 săptămâni, noi întreprindem un astfel de pas în direcția fortificării. Conectarea la rețelele de securitate, de rețelele electrice europene. Deci, noi suntem mult mai siguri la capitolul livrării de electricitate decât eram în luna ianuarie. Da. Platformă de achiziționare, chiar dacă este scump, este mult mai sigur să te poți asigura că ai gaz și poți să încălzi, decât să rămâi fără gaz complet. Și să nu-l poți aduce. Exact. Deci, în acest sens, iată, odată la câteva săptămâni, noi facem un pas înainte, există și problema prețului, dar credeți-mă, este mult mai rău când ți se taie gazul și nu ai deloc alternative. Da. Uneori o alternativă scumpă este mult mai bună decât lipsa alternativei. Ați amintit despre platforma de sprijin a Republicii Moldova. Ține minte când a avut loc acel eveniment. Ține minte că s-au anunțat acolo vreo 600 și ceva de milioane ajutor sau nu pentru Republica Moldova. Dar până acum înțeleg că nu a venit nimic din acei bani. Deci nu... Și nici nu e clar. Nu, banii cei deja, deci noi nu avem problema insuficienței de anumite fonduri la ziua de astăzi, dar banii care ne-au fost promiși au trecut prin procedurile necesare în statele donatoare, ele deja pot fi bugetate la noi și chiar dacă ele ajung peste o lună sau două, nu este absolut nicio problemă. Deci noi nu avem o problemă de cash flow, iată, la luna iunie, atâta timp cât partenerii și-au finalizat procedurile, noi putem bugeta banii ăștia și îi primim în septembrie-octombrie, deci aici nu e nicio problemă. Așa, da, o așteptăm pe doamna prim-ministru și vom vorbi mai pe larg despre bani din afară, credite, ajutoare și așa mai departe. La emisiunea precedentă a fost anul trecut în noiembrie, ați spus că urmau să fie recunoscute reciproc cu Turcia permisele de conducere. Între timp, ce s-a întâmplat? Deci, permisele de conducere, deci facilitarea transferului, transpunerii permiselor noastre de conducere pentru statele în care avem concetățeni de-ai noștri, este o prioritate pe care noi discutăm cu toți partenerii. În noiembrie noi am trimis acest semnal colegilor noștri din Turcia pentru ca ei să vadă încotro în timpul vizitei domnului ministru Mevlut Cavusoglu la Chișinău. Deci de atunci se lucrează. La această etapă eu nu știu să vă dau la ce etapă. Pentru că în mod normal aceste lucruri se discută între ministerele interne. Procedurile durează. Între timp, noi am semnat un astfel de acord cu Lituania. Se facilitează procedura de preschimbare a permiselor cu Germania. Deci atât vă dau două state în care avem progres. Între timp, chiar săptămâna trecută la Paris, am discutat facilitarea ulterioară
țară și acestor proceduri în Franța. Franța, da. Ce se întâmplă cu pașapoartele noastre? Expirate, rugăm statele să le recunoască. Până acum sunt 5 state, din ce am văzut în presă, care acceptă ca cetățenii noștri să călătorească acolo. Este vorba despre Rusia, țările baltice și, de fapt, cum încercați să-i convingeți pe alții ca să acorde, să accepte pașapoartele expirate? Este, știți, dreptul de a permite cuiva să intre sau să iasă din țara ta cu un document expirat este drept suveran al oricărei țări. Deci aici noi putem doar ruga, solicita politicos. Am trimis o notă și ambasadorii noștri în absolut toate capitale încearcă să se asigure că obținem un răspuns. Acum, dar avem și refuzuri? Nu, deci nu sunt refuzuri, dar sunt analize ceva mai lungi. De ce? Pentru că în anumite țări, nu neapărat Republica Moldova este cea mai mare prioritate la etapa actuală și acum este important noi să devenim o prioritate mai mare. Alte țări din interiorul Uniunii Europene am înțeles că au făcut solicitări la Comisia Europeană să se consulte în ce măsură acest lucru convine, este în concordanță conform acquis-ului comunitar. Și eu vă spun sincer, tot nu este foarte clar. Deci unele state din Uniunea Europeană deja au acceptat această prelungire, altele state au senzația că această prelungire ar putea fi neconformă acquis-ului comunitar și se consultă cu Comisia. Deci aceste lucruri un pic tărăgănează, recunosc. Dar de ce s-a întâmplat asta? Pentru că ASP-ul nu a reușit ca să facă licitația și să nu, pentru că în lumina războiului foarte mulți concetățeni de-ai noștri s-au grăbit să-și facă pașapoarte și rata de utilizare a blanchetelor pentru pașaport a crescut dramatic de câteva ori și au fost epuizate aceste blanchete. Acum acest lucru nu s-a întâmplat doar în Republica Moldova, s-a întâmplat la scară regională, inclusiv în state membre NATO și UE, și există o anumită penurie de blanchete la noi în regiune, există rânduri la producătorii de blanchete. Același lucru, apropo, se referă și la insuficiență de camioane în regiune. Deci războiul a avut un impact foarte serios asupra mai multor domenii de activitate. Da, dar inclusiv cei care vor să călătorească într-o țară care nu acceptă încă pașaportul expirat, ce fac? Nu pot să se ducă. Deci este o problemă, dar acest război creează mii de probleme, în primul rând, evident, pentru Ucraina, dar și pentru toate nu statele. Nu vorbim numai despre a te duce la odihnă, dar vorbim inclusiv de la tratament. Da, evident, dar dumneavoastră știți, toate cozele de la frontieră, scumpirile, penurieta, cum o să fie riscul foarte mare de penurie de pâine și produse alimentare în Orientul Mijlociu și Africa, din cauza războiului, pentru că Odessa este blocată. Deci acest război creează probleme enorme, inclusiv risc de foamete pentru sute de milioane de cetățeni în alte țări. Noi, slavă Domnului, nu avem riscuri de penurie de produse alimentare, dar iată, avem aceste efecte negative pe domeniul în această problemă. S-a vorbit despre reducerea în următorii ani în jumătate a taxelor consulare, iar pentru minori să nu se plătească în general. Când intră în vigoare asta? Deci avem mai multe acțiuni concrete de facilitare a vieții și interacțiunii cu statul pentru concetățenii noștri din diaspora. De la 1 ianuarie anul viitor vom elimina 50%, vom reduce cu 50% taxele pentru serviciile consulare, pentru documentele de care au nevoie cetățenii noștri. Aceste documente pentru minori vor fi gratis. Cam în cât timp? 1 ianuarie 2023. Așa, deci în jumătate de an. Așa. Dar dacă îmi permiteți, iată, în următoarele 2 luni vrem să lansăm sistem unic de rezervări pentru consulate și în paralel lucrăm pe elaborarea unei platforme e-consulat, care sperăm să fie gata pentru începutul anului viitor, ca cetățenilor noștri să le fie mai ușor să interacționeze cu statul Republica Moldova, da, inclusiv așteptăm consulate. Așteptăm aceste, deocamdată noi suntem în așteptare. Mai departe, fructe. Comisia Europeană a propus deja un regulament care să permită îmbunătățirea temporară a accesului pe piață a fructelor din Republica Moldova. Am văzut acolo câteva poziții, 7 produse, prune, struguri, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Acum întrebarea este de când va funcționa?
Deci Comisia Europeană a propus, acum la modul practic nu știu exact care va fi data din care se va aplica acest nou regim, dar vreau să vă spun că noi lucrăm în permanență cu producătorii noștri agricoli, este o prioritate majoră găsirea unor noi piețe de desfacere pentru miere, pentru prune, pentru cireșe. Uniunea Europeană ne dublează cotele ca noi să putem exporta mai mult în Uniunea Europeană fără taxe vamale. Peste aproximativ o săptămână merg în Egipt, pentru că Egiptul tot are nevoie de produse alimentare de ale noastre, produse agricole. Mergem împreună cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, Economiei și Asociației Moldova Fruct. Deci Ministerul de Externe și echipa din guvern lucrează non-stop pentru a găsi noi piețe de desfacere pentru agricultorii noștri, ca să le putem asigura și în continuare un venit decent și ca ei să sufere cât mai puțin posibil de pe urma acestui război. Da. După Paris am văzut mai multe proiecte economice care, despre care s-a discutat. Noi deja am ieșit din timp, dar este vorba inclusiv despre un proiect de circa 100 de megawați în domeniul energiei regenerabile. Vorbim iar despre proiectul de renovare a căii ferate Chișinău-Ungheni. Poate dă Domnul să vedem la bun sfârșit încă o dată, să vedem o dată, să vedem dus la bun sfârșit. Înțeleg că lucrările urmează să înceapă până la sfârșitul acestui an. Am văzut, de asemenea, că ați discutat cu compania Airbus. Ce anume ați discutat cu Airbus? Pentru că în rest mi-e clar, da, aici... Da, Airbus produce anumite echipamente utile pentru securitatea statului nostru. Și am discutat oferta lor de a ne oferi anumite echipamente necesare pentru fortificarea rezilienței și securității statului nostru, care ar permite structurilor noastre de forță să înțeleagă mai bine contextul de securitate în care operăm. Am răspuns suficient de vag la această întrebare. Foarte vag și mult și cu cuvinte frumoase, foarte diplomatic. Și neînțelese. Da. Deci Airbus produce echipamente care pot fi utile pentru armata și poliția noastră. Am înțeles. Da, și de asemenea era vorba despre Convenția pentru evitarea dublei impuneri, care, mă rog, așteptăm să se întâmple. Asta va fi curând. Deci diplomație economică este un subiect, prioritate, absolut. Vrem să facilităm mediul investițional, inclusiv prin semnarea unor acorduri de dublă impunere, inclusiv cu Franța, sper eu, zilele acestea. Da, revenim la prima întrebare din prima parte, nu prima, dar a doua, pentru că prima se referea la Macron. Da sau nu? O să obținem un da? Republica Moldova în următoarele zile și săptămâni va face doi pași enorm istorici în direcția aderării la Uniunea Europeană, pași pe care ne dorim de zeci de ani și în aceste zile și săptămâni se vor întâmpla. Ok, deci o să fim și noi, să ne simțim candidați. Dar o să avem mult de lucru. Da, după asta înțeleg că o să avem, dar totuși acest eveniment istoric îl datorăm, inclusiv vi-l datorăm și îl datorăm autorităților noastre și partenerilor din afară, României, celorlalți avocați despre care ați vorbit. Noi ne dorim să se întâmple și ne dorim succes tuturor. Vă mulțumesc mult pentru participare. Din păcate, timpul nostru s-a încheiat, n-am reușit să adresez multe întrebări, dar vă mai așteptăm la noi și sper nu peste atâta timp cum v-am așteptat acum atât de mult. Mulțumim mult și mult succes în continuare, vă dorim. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit în această seară, ne vedem lunea viitoare, vă doresc o săptămână reușită.